Delta Dunării este ca o ființă vie în care 30% este moartă. Îmi pare rău când aud vorbind despre Delta că este un paradis. Eu aș compara cu o găină care a făcut ouă de aur și a cărei gât este tăiat cu un cuțit care taie prost. Să o pierdem așa, Dumnezeu ne-a dat-o, dar noi trebuie să o protejăm, noi trebuie să o respectăm ca să o avem mai departe. Eu cred că e ceasul al 12-lea și nu știu dacă n-am trecut de partea cealaltă, pentru că văd că nu se mișcă nimic. Doar legile se mai schimbă. Că mai bag o taxă, că mai vreau permis pentru ceva, că mai... Deci niște chestii care omul să mai plătească niște bani. Există o dorință binecunoscută de a da tunuri pe teritoriul României, deci și pe teritoriul Deltei Dunării se păstrează această chestie. Schimbările acestea puternice care au intervenit în ultimele câteva decenii și pe la față de care am fost martor, mă întristează profund și încep totdeauna în asemenea ocazii că să mă gândesc la sfârșitul deltei care se apropie văzând cu ochii.